Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Astăzi voi fi din nou cel mai mare YouTuber de la mine din casă Suntem din nou aici și pe Streamer Simulator Avem mare studio de gaming, avem ceva ce nu s-a mai văzut în lumea asta Și după cum vedeți acolo în dreapta avem și 8000 de bănuți Așa că a venit timpul să cumpărăm tot ce se poate cumpăra Până mergem noi la shop, nu uitați să dați și voi un like pe caca nu poți. Uite, uite așa cum dau eu cu mânuța, dați și voi un ligian Să strângem 748 de ligiane și mergem să cumpărăm antifonare pentru toată camera. Sincer, asta stare curios cum arată. Și ce mai mi trebuia? Mini frigider, bă, ăsta e preferatul meu. Hai să vedem. Uh, frigiderul primul, sigur că da. <laughs> și luăm și direct plin așa, îmi place, frate. Bun, antifonare. Și cred că am cumpărat absolut tot ce se putea cumpăra pentru nivelul ăsta. Hai că am ajuns și acasă cu antifonarea și frigiderul frigiderul e piesa de rezistență. Bă, fără asta nu faci nimic, efectiv. Îți curios unde-l pun. Eu credeam că ăsta e frigiderul. Aici am? Da, bă, da. Nu stă cel mai bine, de ce să ne mințim? Și antifonari. bă, taie de bat atata, atâta, bă. Eu am crezut că îmi punem toată camera, frate meleu. Am făcut o grămadă de live-uri, avem 1500 de abonați, 49.000 de bănuți, deci mai facem o singură căutare de diamante, adică practic un singur live stream și putem să ne cumpărăm, să ne cumpărăm am zis, doamne iartă, m-am luat un pic raz, da? Ne cumpărăm vilă, bă n-ai cum atâta noroc, du-te bă de aici, bun, avem bani și ne putem la cea mai mare vilă din lume, care este și ultimul nivel. Și poate, poate cu puțin noroc o să facem și noi un 5.000 de abonați azi, bă. Nu știu ce să zic. Data trecut am zis că facem 5.000, din păcate n-am putut. Aia e că să fă, n-ai să fă. Vreau să ziceți acum în comentarii neapărat câți abonați credeți că o să avem astăzi până la sfârșitul zilei. Bine, practic, până la sfârșitul săptămânii, că n-ați zile diferite. Hai la shop. Și am ajuns la magazin 50 de mii, cam așa o să arate casă. E un fel de ceva casă pe insula din câte văd eu. Massive Mansion. Ia Uite, mă, chiar e ocean lângă mine. Sau, sau, e piscina mea. Oceanul e piscina mea, cred ca Ia că stare curios. E mică rau casa. Cred că am un shop privat sau... A, mă, teleportez direct la shop. Niciun stres. mama, dacă te cutii. leu, Iar ne mutăm. Pă, da, eu chiar sunt in mijlocul oceanului. Doamne, iartă-mă. Și unde, e, unde îmi pun setup de gaming? Aș vrea să-l pun în piscină, nu pot? Ok, nu cred că pot. Noi ia și caută țane unde îți pui setup-ul de gaming acum. Pe, pe terasă, nici pe terasă. Nici în dormitor. Hai mă, frate, unde îmi duc și ăstea? La etaj, am înțeles. De ce întotdeauna setup de gaming trebuie să fie la etaj? Uite aici. Ia mă, ce birou avem? Ok, ăsta e birou nou. Bă, în primul rând, ce... Ci... picioarele birou... Băi, birou ajustabil, bă. Sincer, de ce să vă mincă? Arăta mai bine birou celălalt. În fine, asta este. Hai să vedem dacă am ținut minte unde punem toate cele. Lampa aici punem lampa. Uh, microfonul aici. Bă, aparent -am, am ținut minte. Unde pun frigiderul? Uh, alo? Uite aici. Bă, așa mai vii de acasă, mă. Bun, și mai am încă o grămadă de chestii. Sunt curios ce o să mai pot cumpăra acum. În primul rând avem nevoie de un calculator mult mai bun că ăsta e varză. Uitați-vă și voi un pic. Low end, nu știu cum. Varză PC-ul. Ne punem antifonarea, boxele și webcam-ul. Bă, păi, eu mai aveam ce... A, ah, am în mână. Iar am pus-o în mână. Bun. Vreau să vedem de fapt... Nu, în primul rând trebuie să explorăm un pic, să vedem shop și toate cele. Și după aia să vedem la ce nivel am ajuns cu live stream-urile. Problema e că nu știu, uite aici e shop-ul, ia mă teleportează, bă avem shop personal, pe păi de ce mai dăm bani pe ele, ia că mai putem cumpăra o grămadă de chestii, 40.000, ok ăsta e PC-ul foarte ca lumea, costă doar 40.000, tastatură RGB frumos, mouse RGB, 4 monitoare, nu știu cui în viață îi trebuie 4 monitoare, Scauner RGB de gaming, Green screen setup, cu cameră și toate cele bine, dar nu știu ce facem cu ăla. Stream Deck, bă, chestia de asta aș vrea și eu, bă. Chestia de asta nu am în realitate și sincer mi-ar trebui una, chiar ar ajuta. Și cam atât aparent. Problema e că toate costă de la 20.000 în sus și eu am trimis toți bani. Și chestia asta nu cred că așa ar trebui să arate. Dar, în fine, hai să vedem cum facem banii. Uh, iar nu mai știu, pe aici, pe aici, pe, aici, pe aici. Gata, m-am reținut. Uh, sper că facem bani mai ușor decât înainte, că până fac eu peste 100 de mii. Hai să vedem. Ultimul joc. La 1500 de abonați, eu zic că o duc bine, Bă, Cine zice că nu se câștigă bani din YouTube? <laughs> Bun, deci avem un total de 48 de secunde aici. Da, 48 de secunde. Și avem TNT run. Hai să vedem, fugim de TNT-uri. Ia, care e schema? Fugim 48. Ah, cred că e ușoară. Da, cred că mi am mult timp. Să fugim 48 de secunde de... Opa, ce-am făcut? Mi-a dat cu eror, cu tine, un mamă, virusat nebunii. A, avem zon... Ok, se spawnează zombie... Bă, bă, ce fuge ăla? Bă! A, pe gen mă joc în multiplayer, bă, ăștia și la player. Mamă, dar sunt cam mulți, nu credeți? Ok, da. Da, o să fiu un pic mai greu decât mă așteptam. Aici cred că m-ar ajuta așa. Opa, Bă, zombalău, nu! Am Ai că am căzut direct cu 17 nivele mai jos. Am înțeles, am căzut. Nu! Ok, ok, hai că n-am căzut de tot. Bă, dar se spawnează prea mulți cheater de ăștia. Hai mă, că vreau să, vreau să rămân... Nu, 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 te rog, lasă-mă până la sfârșitul timpului, nu! Hai mai lasă-mă, încă 5 secunde, te rog, nu mă doborâți! Rezist, 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 rezist. Sigur m-am rezistat. Cât subscriberi îmi dă, mă? Subscriber tot slab. Eu zic că e foarte slab. Opa. Ia că nu-i chiar slab pe subscriber. 68 de subscriber și bani 3500, bă. Deci bani nu câștigăm prea ușor, bă. Ideea e că cu cât facem mai mulți subscriber, cu atât o să câștigăm mai mulți bani. Deci nu-i chiar atât de greu, dar e de muncă, tată. Am strâns peste 2000 de abonați, deja avansăm, bă, ne putem numi youtuberi și avem bani, avem 40.000 să cumpărăm ăsta, PC-ul ăsta de gaming ultra hardcore. Hai să vedem dacă facem treabă cu el sau, sau am da noi 40.000 de geaba. degeaba. Cum am făcut și eu de altfel în realitate, cum am la PC-ul PC, -ul, PC -ul ăsta blani, blăniță și e degeaba, dacă știți cum zic. Ia, bă, de arătat nu arată cine știe ce, sincer. Hai să vedem dacă e vreo diferență. Deci, ultima oară am încasat 4.000 de bănuți pe un joc. Și abonați... De fapt, abonați ce contează, că facem la fel. O să jucăm tot aici la diamante, pentru că aici se fac banii cel mai ușor, zic eu, bă. Întotdeauna în viața asta, când e vorba de diamante, tu acolo trebuie să te duci. Nu stăm la discuții. Bun, să sperăm că și găsim diamantul. O să mă duc direct pe mijloc. Ui, bă! Bine, <laughs> mă! Hai să vedem câți bani am făcut-o. meritată investiția sau suntem și pașpa? Cred că suntem și totuși. <laughs> bă, meritat bine, bă. Nu mă așteptam, sincer. Deci de la 4.000 mi au dat 8.500, bă. Pe păi așa mai vii de acasă, bă. Hai că facem bani, easy, pinzi. Deja ne luăm toate cele imediat. Am mai strâns 47.000, deja se fac banii destul de ușor și mă gândeam să cumpăr cele mai scumpe lucruri, așa că o să cumpărăm 4 monitoare, bă. Deși, sincer, nu-i prea cinstit să ne ia atâta, că, practic noi cumpărăm doar un monitor în plus, nu? Sau le schimbăm pe toate, bă. Avem atât de mulți bani să schimbăm 4 monitoare. Hai să vedem cum arată. În panda mea, dacă 3 mi se par multe, unde mai pui 4? Haide, mama al 4 e și uriaș. Ok. Bă, de ce să vă mincă? Nu m-ar deranja în realitate patru monitoare. <laughs> Atâta numai că trebuie să ai o cameră cam mare să-ți încapă patru monitoare. Am găsit și schema secretă aici la vânătoare de diamante. Am trăit până acum în minciună. Avem 50 de secunde disponibile și fiți antenă. În 5 secunde sau hai să nu zic 5, 10. Mergem în mijloc, Să săpăm în mijloc, și nu mai e diamantul, nu pot să cred. Bă, refuz să cred. 5 ture consecutive când nu am filmat era diamantul în mijloc și când am dat drumul la filmare nu mai e diamantul. Refuz să cred așa ceva, n-ai mă cum. <laughs> Du-te bă de aici că n-ai cum. Deci nu mi-am luat țeaca așa în viața mea de câine. Dar vreau diamantul că scur... De fapt nu contează, nu contează. E curios câți bani o să-mi dea. Că și dacă găsesc diamantul și dacă nu, tot îmi dă banii. Suntem bine pe bani. Nu primim abonați, dar primim banii. Câți bani? Eu zic că primim peste 10.000. Deși se poate? Ia să vedem că avem doar 4 aici. Bă, nu știu ce să zic. Oare să fie 9.999 maximum? Mă? Se poate, nu zic nu. Mai avem un pic și le luăm pe toate oricum. Am strâns aproape 100.000 de, de dolari, peste 3.000 de subscriberi. Hai să facem niște shopping uială de aia cum ne place nouă. Bă, hai să cumpărăm. De fapt, cred că am bani de toate. Despre ce vorbim? Ăsta costă numai... A, ok, cred că am bani de toate. Fii antenă. 15.000. Tastatură de game. Mamă, ce faine. 12.000. 20.000 scaunul. nu mai trebuie? Stream de încă 20.000. Bă, mă, lași și mai trebuie cât mai trebuie, mă? mă? mai am nevoie de șase mii și jur că am și zis că trebuie să mai merg o tură, bă, nu pot să cred. Hai să punem ăstea. Chiar mă gândeam, bă, de ce nu m-am mai dus eu o tură să am peste 100 de mii și aparent chiar asta trebuia să fac. Dar, în fine, hai să vedem câți bani ne poate da acum. Deci avem așa, tastatura asta blana o rău de tort. Bă, v-ar plăcea un setup din ăsta în realitate sau sau, ce părere aveți? Mie mi-ar plăcea. Scaunul blan. așa mai vedea ca asta. Nu era prea fain scaunul ăla. Și stream deck-ul. Bă, îmi place, îmi place ce văd. 3200 de abonați aproape. Totuși nu cred că facem 5 minici astăzi, din păcate. Dar hai să vedem. Mergem iară la asta cu diamond și ne mai încercăm o dată norocul pe mijloc. Data trecută n-am avut noroc și după ce am oprit, iar era diamantul pe mijloc. Nu știu care e schema. E o schema pe care nu știu eu. Bă, avem 5-3 de secunde de data asta, apropo. Bun. O să fie să... Sau... Uite, mă, vedeți, mă, ăsta -i, mă, asta zic. Bun, și avem bani pentru ultimul item din joc, cred că. Cred că chiar e ultimul ăsta. Ia, câți bani ne poate da? Nu ne Opa, aparent se poate să stea dea peste 10.000. Deci nu da 10.200. Dar nu mai pot să arate că sunt numai 4 de alea, bă. Nu pot să cred. Deci nu da 10.000. Bun, cumpăr ultimul item. Deja am uitat ce era. A, green screen. Dar nu știu ce fac cu ăsta, că doar nu-i facem gaming, frate. Bun, 25 de mii. You went viral, iauzi. Simulation complete. Ia mă, ce se poate întâmpla acum? Și că am ajuns viral. Oare încresc și mie abonații blana, sau salbă? Bă, facem și noi 200 de mii de abonați, mă. Parcă nu prea facem, ia. Bă, frumos, dar unde e camera? Că zicea că am și o cameră. M-o țecuit. A, uite aici am... Frumos, bă mi-ar plăcea o cameră de asta, rău de ton, o să vă mint. Să ai numai setup-ul de gaming, un green screen cu cameră și un frigider chiar, mai lipsește o budă. Avem 55 de secunde, deci ăsta e top în momentul de față. Hai să vedem ce se poate întâmpla dacă am ajuns viral. Mă așteptam să-mi deși mie, măcar 10 10.000 de subscriber dacă suntem viral, nu? Zic și eu. Bun, mergem în mijloc și dăm de diamant, nu dăm de diamant. Ha, hai, mă, mă, las. Uite-l, mă. Hai că e bine, e bine, e bine, e bine. Bun, câți bani ne dă? Practic suntem gata, suntem cei mai mari uh, streamer de, de, la noi de pe scaun. Ia. 10.000. 10.400. Ok. Bine, dar dacă creștem în abonat, o să ne dea mult mai mult, vă dați seama. Ia. O să filmez ceva? Opa, mă bat la filmări. Deci cam asta este, frate. Vreau să văd un pic, să mă explorez un pic pe aici. Deci am ajuns viral, mi-am făcut setup-ul. Câți abonați avem? 3254. Hai să vedem cine era mai aproape. Avem mare parcare pe aici. Hai să o luăm puțin pe jos pe aici. Hai că o luăm dacă e. Mașină n-am? Bă, am dit mai parcare și n-am o mașină, am înțeles. Cam asta e seria, bă. Cam acestea cred că au fost episoadele de Streamer Simulator. Mai am aici ceva aparent. Pot să dau bă, creative, game, mode creative. Nu ne mai interesează nimic. Vreau să văd insula asta. Am efectiv o insulă personală, dar nu știu cu ce ajung pe uscat. N-am barcă. Poți să știi de ce am parcare pe insulă. Da, un pic dubios dacă mă întreb pe mine. Deci aparent cam asta a fost seria. Am ajuns la 3100 de abonați și deja suntem prea bogați ca să mai facem ceva. Un pic am dubios dacă mă întreb pe mine. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și noi ne revedem data aviatoare și pa,